De ce a fost nevoie de un interviu ca să alegi niște cliente false? Doar le alegi pentru cum arată, nu? Gândești superficial. E o meserie foarte complexă. Da, sunt convinsă. Bună! Numele meu este Gina Felea. V-am chemat aici pentru un interviu de angajare pentru un nou night, genul loft, ca cliente false. Puteți să aveți toată încrederea, nu sunt vreo falsă. Păi și ce? Noi suntem? Doar la job. Acum am rugămintea să ieșiți afară și să intrați pe rând pentru interviu. Ce asta? Pe rând, adică intră prima, face interviu, iese. Intră a doua, face interviu, iese. Ați prins-o? Mersi. Hai. Poftim. Intră! Măi, de ce nu intră nimeni? Păi nu știm cine e prima. Anyone? Ah, eu sunt Popovici, Ioan. Nu am dormit de 4 nopți. Nu-i nimic, că dorm ziua. Eu sunt o femeie foarte directă. Îmi place întotdeauna să spun ceea ce gândesc. Dar gândești ce spui? Poftim? Nimic. Liliana, da. Liliana, câți ani ai, sufletel? Vârsta mea este exact numărul de la pantofi. 36. Și nu te strâng puțin? Parcă te cunosc de undeva. Nu, Insula Iubirii, am fost anul trecut. Nu, îmi zic, eu pe tine. Parcă te cunosc de undeva. Posibil că și pe acolo am fost destul de des. Eu aș face aproape orice. Am nevoie să strâng bani. Pentru ce? Ca să-i dau preotului de la noi din comună să facă gardul la cimitir. Gardul la șmetier? Da, de ce? Dă lumea buluc? Am lucrat la BOA. 2 ani chiar. Am experiență. Pe ce poziție scumpă am? PR. Event Organizer Assistant. Și altundeva? În Bellagio. Vreo 3 luni. Ce anume? Tot prostituată? Înainte, cu fostul meu iubit, nu purtam niciodată aceleași haine de 2 ori. Îmi cumpăra tot timpul lucruri noi și... Dar de ce iubita? Nu-ți venea nimic bine? Crezi că ai putea mulțumi un client în întregime? Eu sunt pe principiul că decât să mulțumești un bărbat în întregime, mai bine mulțumești mai mulți pe jumătate. Da, dar și la jumătate de preț. Știți Excel? Nu, e italiană. Nu mă înțelegeți. Haideți să vă iau un pic altfel. De fel sunteți precaută? Sunt ialomițeancă, din Slobozia. Oh, Doamne. Spuneți-mi care e cea mai mare calitate a dumneavoastră. Cea mai mare calitate a mea, vă spun cu toată sinceritatea, este sinceritatea. Puteți să aveți toată încrederea. Nu sunt vreo falsă. Ce? Am gușă? Cum? Pardon, ce e în gușă, ce în mânușă? Da, uitați, compania noastră produce această apă și aș vrea să mă convingeți să o cumpăr. Păi dacă pe dumneavoastră, care o produceți, trebuie să vă conving, îmi imaginez ce apă de calitate e. Nu, domnișoara, nu. Putem să facem un mic exercițiu de imaginație. Să spunem că eu nu sunt eu. Dar cine? Un client, un reprezentant al unui lanț de hipermarketuri și dumneavoastră trebuie să mă convingeți că această apă este extraordinară.
Ce se întâmplă dacă din cauza timpului scurt, proiectul iese prost? Începe o viață nouă. Te angajezi la Hingier, liber. Gina, voiam să te rog ceva. Sigur. Am o mică problemă de rezolvat, poți să-mi dai liber la 6? Bineînțeles, Silviu. Du-te și dă drumul la 6 dosare pentru Daniela. Super. Astea sunt blestemele ăstora, ne-am blocat. Eu sunt eu sunt fiartă când rămân în spații închise. Iubim, dă-mi și mie niște bănuți să mergem să luăm ceva de ronțăit. N-am. Nu? De unde să-ți dau fă dacă n-am? Nu e! Ce crezi să fac? Eu fac bani? Ai spus că dacă o să fim împreună, n-o să-mi lipsească absolut nimic! I-am spus, și ce, zipsește ceva? Să mor, tu zici dacă zipsește ceva. Zipsește vreun dinte sau nu știi cum să faci să zipsească vreunul, a? Mai du-te și tu, ia dracu, orașul la pas, mai uită-te și tu pe la blocuri, mai du-te și tu pe la un lac, uită-te prin parcuri, prin la un vernisaj. Bravo! Oricum, în afară datorii noștri, Colentina nu știe nimică. Malone, va fa culo, ti spacu la facea, porca mizeria, minchea, cazzo! Dar la spate arată, zici că-i târfă. Arată de lepribli... deploriblili... deloribili... arată... catastrofal! Aoleu, iartă-mă! Se moară mama prințesa de-n palatul de Cleștar! Că n-am venit să-ți iau cu mai bahuza cu X5-ul! Să moară Bianca în pușcărie! A uitat firea dracu că atunci când ne-a combinat un blai cu RATB-ul numai pe acolo, pe la recordurile de cauciuc de rușini să nu te vadă lumea. Băi, gata, mă! Nu mă face că vorbesc! Treci încă! Știți ce mă întrebam eu? Ce a zis Cristofor Columb când a descoperit America și a văzut o zgârie în orie? Nu! Da. Mă gândeam, dacă un drac face o faptă bună, diavolul, drept pedeapsă, îl trimite în rai? Jură-te că în secunda asta în care suntem într-un mare c***, tu la asta te gândești. Și la asta să ție mintea în secunda. Mai țipa. Adi-mă. Vreau să-mi spuneți numele. Amândoi? Cine-i primul? Dumneata. Eu nu fac testul. Dar de ce? Ți-e frică de ceva? Ai ceva de ascuns? Numele, domnișoară. Felagina. Vârsta? Mai aveți multe întrebări? Am obosit. Abia am început, domnișoară. Acestea sunt niște întrebări test pentru reglarea poligrafului. Da? Vă rog frumos, spuneți-mi vârstă. Dar nu se întreabă o femeie așa ceva. Altă întrebare. 32. Tu ai spus că nu faci testul. Și oricum cred că minți. Ai pe puțin 45. Am răspuns în locul tău. Da, dar ea trebuie să răspundă. Vârsta, domnișoară. 21. Aici îmi indică faptul că mințiți. Vă spun cu toată sinceritatea. Nu sunt vreo falsă. 22. Tot la fel îmi arată. Dar n-am eu nicio vină. Ce treabă am eu? 23, gata. Mai mult nu-mi dau. Domnișoară, îmi arată în continuare că mințiți. Înseamnă că e stricat. Pune mâna și repară-l. Ia uite. Și ce? De unde știe aparatul ăsta ce vârstă am eu? E prima oară că mă vede. Joacă-o pe asta! Gina, ce faci? Bună! Nu fac absolut nimic. Da, uite, eu chestia asta n-am înțeles-o niciodată la tine, e fenomenală. Adică cum poți să nu faci nimic? Adică și când stai tot faci ceva, te gândești, nu? Eu chiar pot să nu fac nimic. Da, te cred. Gina... Fii atentă, uite-te ce te-am sunat. Te-am sunat să te întreb dacă vrei să vii mâine cu mine la mănăstire, la Ghighiu. Cine-i Ghighiu? Ghighiu e localitatea, așa se cheamă.
Pot să mă iei la mănăstire cu toată încrederea. Eu nu sunt vreo falsă. Da, bine. Gina? Am credință în Dumnezeu, care m-a ajutat mereu. Și la Torino, când am plecat de acasă, fără mamă, fără... Fără tată, da. Fii atentă, vin mâine la tine să te iau la ora 11, bine? La 11? Da, vin să te iau. Unde? La Ghiu-Ghiu, la mănăstire. Cine-i Ghiu-Ghiu? Doamne, Gina, ți-e rău? Nu, nu mai avem țigări și am luat de la Malone o țigară care a găsit-o în sertar. Aoleu, bine, hai că te las să te duci să-ți iei niște țigări normale. Mă duc... După ce pleacă dragonul ăsta din ușă. Nu, auzi, Gina, știi, mai bine nu te duce să-ți iei, că și așa ești însărcinată și nu e ok să fumezi. Vorbim mâine, bine? Mâine? Da. Când? La ora 11, vin la tine, bine? Unde mergem? Aoleu, Gina, hai, te sun mai târziu, bine? Bine. Te pup, ai grijă. Eu îți spun cu frumosul, dă-te din ușă, vreau să mă duc până la magazin. Doamne, simt că s-a pogorât așa o pace și o liniște peste mine. Foarte frumos aici. Nu mulțumesc, că nu-mi este frig. Gina, nu e de frig. Știi foarte bine că la mănăstire se merge cu baticul pe cap. Și îți vor da și o fustă mai lungă să ți-o tragi peste. Chiar sunt curioasă. Ce fustă au ăștia să-mi dea care să meargă cu bluza asta? Bună! Vrei să te angajezi la mine la nightclub-ul din Torino? Gina, tu ai luat-o razna oare chiar de tot? Cum să-i propui așa ceva călugărului? Păi face și el în niște bănuți. Păi asta zic, să facă ce? DJ în noaptea de minimal. Doamne, mare, ți-e grădină. Auzi, chiar e talentat băiatul. Hai, te rog eu frumos să mergem. Da, e foarte talentat. Pune-ți baticul pe cap, te rog eu frumos. Gina. Nu vreau. Și simt, părinte, că... El nu mai e la fel ca înainte. Poartă-te cu el cum mai vrea să se poarte el cu tine. Adică să-i cumpăr niște bijuterii de la Pandora și o geantă de la Hermes, părinte? Glumesc. Am înțeles ce ați vrut să spuneți. Mulțumesc, părinte. Cum te cheamă, fata mea? Felea Gina. Păcătuiești câteodată? În ce sens? Mai înjuri câteodată? E, ți-ai găsit eu și jurăturile. Știți ce nu înțeleg eu? De ce să zice că mașinile merge pe benzină sau pe motorină când ele de fapt merge pe drum? Nu, da chiar. Nu, nu înțeleg de ce n-au dărâmat ăștia casele astea vechi din centrul Bucureștiului. Suntem totuși în secolul 21. La Torino n-ai să vezi așa ceva. Bă, acolo e civilizația, dracu, nu ca aici. Doamne, trebuie să familia ta să trebuie. Gina, ăsta e un muzeu. Se cheamă Muzeul Satului și casele astea vechi au fost aduse cu scopul de a fi vizitate. Adică noi n-ar trebui să uităm de satul românesc patriarhal. Parcum? Patriarhal. Ce dracu el? E un fel de baclava, dar e fără nu. Apizi-mă, sărailim! De când sunt gravidă, n-am avut nicio poftă până acum. Ce poftă fă? Stai să vezi! Cu cât dați vata de zahăr? Ce? Nu vreți să dăm și noi la pește că m-am cam plictisit?
Eu am fost mulți ani la pește, dar de dat n-am dat. Da, vreau. Da, și eu. Foarte bine. Robi, avem nevoie de niște scule. Bravo, bă, tot respectul. Trei femei care recunoaște care are nevoie de scule. Bravo, tot respectul. Amuzant. Nu, Robi, vrem și noi să împrumutăm undițele voastre. Poate, auzi, acum, sincer, astea sunt scule profesioniste și nu le putem da așa la niște amatori, mă înțelegi? Hai că mă apucă draci, ne facem singure. Hai să căutăm niște beții, trei beții. Punem niște ață, da? Da. Am eu mohair. Perfect, eu am niște ace din alea, lindoim. Da, nenorocirea, dracu, să fie pe baltă. Trebuie să pună ăștia limită de 40-50 de chile, că le gulezi baltă. Stai să-l fă bine, lasă-le, mă, Robi, așa poate prinde și el. O banane, o portocală, o nuci, kiwi. Iartă-mă că opresc delirul ăsta. Unde se le prindă, mă, în baltă? Da, în baltă. Bă, cât de prost ești. Dar tu cât de prost ești? Tu ai auzit ceată de fructe de mare? Știți care e problema voastră? Că dacă prindeți un pește mare, n-aveți mincioc. Mină, dar ce e la mincioc? Eu am mincioc, dar nu vi-l dau. Stai liniștit. Ne facem și noi. Hai, wow. Mamă, cât pește am putut să prindem astăzi. Băleau, băleau, hai să ai mare! Ura! Ura! Ura!